Vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, Constantin Polexe, și-a asumat în mod oficial calitatea de membru de partid al Partidului Liberal Reformator. Polexe a semnat adeziunea la PLR Argeș, unde deocamdată este doar simplu membru. M-am hotărât în această perioadă să revin în politică, cu toate că mult timp am avut în calcul să mă retrag, dar atâta timp când mulți prieteni, colegi, oameni mi-a spus că e bine să mai rămân și să nu plec, am revenit normal cum era de așteptat în singurul partid cu doctrină liberală, care este Partidul Liberal Reformator. De altfel, Constantin Polexe nu este singurul consilier județean care a semnat adeziune la PLR. Mai avem încă un consilier județean care a semnat adeziunea și a fost validată deja. Este vorba de domnul Nicușor Diaconescu. Sigur, nu vă ascund că avem discuții și cu alți colegi din Consiliul Județean. Cu certitudine, unul dintre cei care este alături de noi și ne sprijină în demersurile noastre este domnul Vasilescu de la Câmpul Lung, dar care, pentru a respecta adevărul, nu are în acest moment o adeziune semnată, adică este susținător al nostru. Mihail Vasilescu a plecat tot din PNL și de asemenea reprezintă ca și Polexe tot zona Câmpul Lung. Domnul Vasilescu, am toată susținerea lui și în Consiliul Județean va vota tot timpul alături de mine.